Peste o săptămână și jumătate începe perioada de înscriere pentru primirea de ajutor pentru încălzirea locuinței. Reprezentanții municipalității spun că încep să primească cereri din data de 2 octombrie. Documentele se vor depune la Direcția de Asistență Socială din Primăria Veche. Cei care depun în 1 octombrie documentele vor beneficia de ajutor pe toată perioada sezonului rece, adică de la 1 noiembrie anul curent și până în 31 martie anul viitor. Din data de 2 octombrie, Direcția de Asistență Socială primește cereri pentru ajutorul la încălzirea locuinței și pentru suplimentul de energie. Concomitent cu ajutorul de încălzire se poate obține și suplimentul pentru energie și acestea se depun tot din 2 octombrie. Formularele pot fi depuse atât online cât și la ghișeu. Ajutoarele de încălzire se acordă pentru sistemele de încălzire cu energie termică, energie electrică, gaze naturale, lemne sau combustibil petrolieri. Sumele alocate sunt de maximum 250 de lei pe lună pentru încălzirea cu gaze, maximum 500 de lei pentru încălzirea cu energie electrică și de maximum 320 de lei pentru lemne sau combustibil petrolieri. Atenție! Sumele aferente nu se dau în mână beneficiarilor, ci se scad direct din factură. Pot beneficia de acest tip de ajutoare persoanele și familiile ale căror venituri nu depășesc 1386 de lei pe membru de familie ori 2053 de lei în cazul persoanelor singure. Nu pot beneficia de aceste măsuri de sprijin cei care au case, terenuri sau mașini cu vechime mai mică de 10 ani, cei care au depozite bancare mai mari de 3000 de lei ori cei care dețin tractoare sau alte autoutilitare. Un bărbat în vârstă de 30 de ani din Poiana Sibiului riscă să-și piardă libertatea după ce a fost prins de polițiști cu țigări de contrabandă. Oamenii legii spun că totul s-a întâmplat în Săliște. Aici tânărul șofer unui ansamblu tir a fost tras pe dreapta și a fost verificată semiremorca. În interiorul acesteia, oamenii legii au găsit țigări în valoare de aproape 400.000 de lei. Țigările erau netimbrate. Tânărul în cauză a fost reținut pentru 24 de ore, iar anchetatorii spun că vor merge în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă pentru tânărul contrabandist. La data de 20 septembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Sibiu au desfășurat o acțiune specifică pe linia prevenirii și combaterii activităților ilicite din domeniul economic pe raza localității Săliște. Cu această ocazie, în jurul orei 9 și 30 de minute pe strada Gării, polițiștii sibieni au efectuat un control amănunțit al semiremorcii unui ansamblu tir condus de către un bărbat în vârstă de 30 de ani din localitatea Poiana Sibiului. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au depistat în semiremorcă 399.000 de țigarete în valoare de 399.000 de lei, produse cu privire la care s-a conturat suspiciunea rezonabilă că nu ar fi fost plasate sub un regim vamal, neavând aplicate timbre fiscale care să ateste plata taxelor și accizelor pe teritoriul României. Polițiștii de investigare a criminalității economice au deschis un dosar de cercetare penală care vizează săvârșirea infracțiunii de contrabandă, iar țigaretele au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. În baza probatoriului administrat, față de bărbatul în cauză s-a luat măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat unității de parchet competente pentru aplicarea unei măsuri preventive în consecință. Cercetările sunt continuate la nivelul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Sibiu, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Săliște. Rămași fără adăpost și hrană după ce au fost tăiate pădurile, urșii își fac tot mai desimțită prezența în zonele locuite. Dacă până acum coborau doar până la marginea localităților sau numai în zonele de la poalele munților, acum aceștia au prins curaj și merg în căutare de mâncare până în curțile oamenilor, în localități destul de îndepărtate de poalele munților. În cursul zilei de joi a fost emisă o avertizare RO-alert care semnala prezența unui urs în localitatea Axente Sever. Alerta a venit după ce mai mulți oameni au sunat la 112 și au semnalat prezența sălbăticiunii chiar pe strada principală din localitate. ISU Sibiu a emis un mesaj de avertizare RO-alert în localitatea Axente Sever, întrucât a fost semnalată prezența unui urs în localitate. Intervin reprezentanții instituțiilor cu atribuții în gestionarea situației. Un echipaj SMURD este prezent la fața locului pentru asigurarea asistenței medicale în caz de nevoie, a anunțat Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al ISU Sibiu. În zona a fost o adevărată desfășurare de forțe, specialiști, dar și localnici au făcut tot ce le-a stat în putință, astfel încât sălbăticiunea să părăsească zonele locuite și să se reîntoarcă în pădure.
cercetoria devine un fenomen tot mai răspândit în Sibiu, aproape că nu există zonă cu vad din oraș în care cel puțin o persoană să nu apeleze la mila publică. În an de experiență, cei care întind mâna după un bănuț au învățat deja care sunt zonele în care își pot umple mai ușor buzunarele. De departe, cele mai căutate zone de către cei cu mâna întinsă sunt bisericile în zilele de sărbătoare și terasele ori restaurantele din centru în restul zilelor. Polițiștii locali recunosc că este o problemă cu cei care apelează frecvent la mila publică. Spun că au dat sute de amenzi, dar că cercetătorii nu au nimic pe nume. Nu pot fi executați silit, iar amenzile nu le plătesc niciodată. Practic sunt amendați astăzi, iar mâine sunt din nou acolo. În plus apare și un fenomen periculos, acela al traficului de minori. Copiii sunt trimiși la cerșit, iar la finalul zilei șeful vine și le ia toți banii. În privința combaterii fenomenului de cerșetorie, au fost aplicate 209 sancțiuni, cu 63% mai mult față de anul trecut. Persoanele au fost depistate preponderent în Piața Unirii, strada Mitropoliei, strada Nicolae Bălcescu, strada General Magheru, bulevardul Mihai Viteazu, Piața Mare și strada Semaforului. Au fost identificate persoanele majore care cerșeau având minori, evident soțite de minori. Au fost identificate și s-a făcut adresă către Direcția de Asistență Socială în vederea luării măsurilor care se impun de luare din sub protecția asistenței sociale. Erau persoane care îi aduceau la fața locului și după aceea seara încercau să îi preia. În ceea ce privește copiii aflați la cerșit, polițiștii locali spun că au avut cazuri punctuale în care au reținut micuții care apelau la mila publică, iar mai apoi au anunțat DGASPC-ul. Reprezentanții poliției locale spun că în doar 3 luni au amendat cercetătorii cu aproape 60.000 de lei. Amenzile nu sunt însă plătite aproape niciodată. Taximetria nu este o meserie ușoară și, cu siguranță, nu este niciuna sigură, a aflat pe pielea lui asta un taximetrist din zona de nord a județului. Omul a preluat un tânăr din Brateiul, a dus până în Bust, iar la finalul călătoriei, în loc de bani, șoferul a primit bătaie. În plus, a rămas și fără telefonul mobil. Speriat de cele întâmplate, taximetristul a mers la poliție, unde a depus plângere. Oamenii legii au deschis o anchetă, iar miercuri făptașul a fost identificat. Este vorba despre un bărbat de 36 de ani din Bust. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și este foarte posibil ca judecătorul să-l placeze în arest preventiv pentru următoarele cel puțin 30 de zile. La data de 20 septembrie, polițiștii secției de poliție rurală Media și-au reținut un bărbat în vârstă de 36 de ani din localitatea Buzd, cercetat penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată. Bărbatul este bănuit că la data de 14 septembrie l-ar fi lovit pe un taximetrist care îl transportase din Bratei în Buzd și i-ar fi sustras un telefon mobil. În baza aprobatoriului administrat în cauză, polițiștii medieșeni au luat măsura reținerii bărbatului pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat unității de parchet competente în vederea aplicării unei măsuri preventive. Cercetările continuă pentru identificarea și documentarea întregii activități infracționale a persoanei în cauză. Tragediile par să se țină lanț în țara noastră. O altă explozie a avut loc după cea de la Crevedia. Este vorba despre o explozie care a avut loc pe șantierul autostrăzii Moldova. Un utilaj a lovit magistrala, iar aceasta a explodat. În urma deflagrației urmată de un incendiu de proporții, 4 persoane au murit și alte 5 au fost rănite. Primele imagini cu flăcările de câțiva metri înălțime au fost postate de către un brașovean care trecea prin zonă. O explozie urmată de un incendiu foarte mare în Vrancea, la Călimănești. Magistrala de gaz a explodat. Traficul este blocat spre Ajut la ieșire din Hareț spre Pufești, a scris pe Facebook Vasile Toiu, autorul postării. Explozia s-a produs în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 1:30. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri, dotate cu auto speciale de stingere. A fost nevoie de 3 ore de luptă cu flăcările pentru a fi lichidat incendiul. Din cele 5 victime duse la spital, 2 sunt în stare gravă cu arsuri de 40 și 65% pe suprafața corpului. Acestea au fost transportate la spitale din București.